vizitatorii au dat buzna la Muzeul Național de Arheologie și Istorie, care și în acest an a avut un program tematic special. Am avut foarte mulți vizitatori, mai mulți decât anul trecut, cam de două ori. În acest an ne-am gândit să facem jocurile și distracțiile societăților de odinioară pentru a prezenta cum se relaxau strămoșii noștri, buneii noștri. Îmbrăcați în costume din diferite perioade istorice, inclusiv în cămăși din zale, postașii au oferit publicului adunat de toate vârstele reprezentații spectaculoase. Armele mânuite de studenții Academiei Ștefan cel Mare sunt caracteristice diferitor perioade istorice, ca și costumele. Chiar dacă uneori ostașii foloseau ceea ce găseau prin gospodărie, totuși spectatorii au avut posibilitatea de a vedea un buzdugan, un scut și o lance asemănătoare celor medievale, toate cu aceeași greutate, în jur de 25 de kilograme. Noi am depus mult efort. Antrenamentele care noi le-am făcut, adică este însăși din spiritul de patriotism care noi l-am moștenit de la strămoșii noștri. Oamenii plecau la război și aveau la îndemână. Ce sunteți voi îmbrăcați? Din ce perioadă istorică? Perioada lui Ștefan cel Mare, deoarece noi suntem, reprezentăm timpurile de pe atunci. Pe cele timpuri era îmbrăcăminte, tot era confeccionat din stofă de cânepă. Cămașa din zale cântărește circa 17 kg, în schimb asigură protecție de orice armă ascuțită. Doritorii de a proba armura au putut o face. Am dorit să văd cum se simțea lumea în vremurile cele grele. Și senzația care este? Destul de greu costumul. Și nu cred că era ușor de luptat în el. Mi-a plăcut foarte mult să văd toate aceste arme medievale, costume. Și acum plec împreună cu prietenii să mai vedem alte exponate. Dacă în zilele obișnuite biletul costă 2 lei pentru copii și 10 lei pentru adulți, seara trecută accesul în muzeu a fost gratuit, oferind largă varietate de scenete din diferite timpuri, de la țărani care se ceartă cu nobilii până la prințese în rochii colorate, distrate de bufoni. Este mulțime de lume și într-adevăr face să se facă lucruri ăsta odată în an. Noaptea muzeilor nu s-a lăsat deloc eclipsată de concursul european Eurovision. Oamenii au continuat să vină și mai târziu, când la lumina făcliilor au putut urmări o bătălie a cavalerilor în armuri de epocă. Noaptea muzeilor este un eveniment cultural care se desfășoară în peste 3000 de muzee din 42 de țări europene.